Bună, dragii mei! O să vă citesc ultima aventură a Elei și mami Zână, competiția sportivă. Într-o zi, mami a venit la mine în cameră și mi-a dat o pereche de Adidas. Pentru ce sunt ăștia? Am întrebat. O să fie o competiție sportivă la școală. Ți i-am adus ca să-ți exersezi săriturile. I-am învățat, apoi am ieșit pe iarbă în grădina din fața casei și mi-am luat avut. Și țop! Dar și returile mele erau prea lungi și m-am împiedicat în ele. Am aterizat pe iarbă. Puf! Și m-am lovit la nas. Nu sunt prea bună la sport, dar domnișoara Amy spune că sunt perseverentă. În clipa aia, prietena mea, nu cea mai bună, Zoe, a trecut în fugă pe lângă mine, încălțată cu Adidas și ei noi. Zoe e vecina mea și îmi spune mereu lucruri răutăcioase. Astăzi m-a arătat cu degetul și a râs cu râsul ei oribil și apoi a fugit la ea acasă. Nu i-am zis nimic pentru că mami mă îndeamnă să ignor oamenii neprietenoși, dar eram nervoasă și puțin supărată. Mi-am curățat noroiul de pe genunchi și am încercat să-mi leg și returile cum trebuie, dar s-au încălcit foarte tare. Urăsc și returile. Ești pregătită pentru competiția sportivă? M-a întrebat mama lui Zoe. Tocmai se întorcea acasă de la cumpărături. Vai, în ce hal de încurcate sunt și returile tale! Mama lui Zoe a intrat în casă. După asta, a venit mami și m-a văzut cum încercam să-mi leg și returile. Vino, draga mea, trebuie să mergem. Hai să vedem cum am putea să grăbim lucrurile. S-a uitat în jur, a tropăit de 3 ori, a bătut din palme, a scuturat din pupuneață, a spus bezea și pum, s-a transformat în Zână. Și-a îndreptat baghetofonul spre Adida și mei și a spus, în șiretatus. Brusc, șireturile mele au început să se miște singure, dar nu s-au legat cum trebuie. Au zburat în sus și s-au agățat de o ramură a mărului. În clipa următoare, toate șireturile lui tati au ieșit pe fereastră în zbor și s-au agățat și ele de copac. Arătau ca niște spaghete și m-au umplut râsul. Ups, a zis mami Zână și și-a scuturat baghetofonul. N-am idee unde s-a întâmplat asta. Tocmai atunci a ieșit pe ușă mătușica Jo. Urma să vină și ea să mă vadă la competiția sportivă. Mătușica Jo se pricepe foarte bine la magie și casa ei e plină de trofee de la gala zânelor. Când a văzut și returile agățate în copac, a clătinat dezaprobator din cap. Groaznic, a spus ea, o să mă ocup eu de asta. A tropăit de 3 ore, a bătut din palme, a scuturat din poponeață, a spus șerbet de lămâie și pum, s-a transformat în Zână. Exact ca mami, cu aripi argintii și coroană. Mătușica Jo și-a îndreptat baghetofonul către copac și a zis reparatus! Dintr-o dată, șireturile mele au zbugit-o înapoi în găurelele din Adidas și s-au legat singure într-o fundă frumoasă. Toate șireturile lui tati au plutit pe casă și au intrat înapoi pe fereastră. Mulțumesc, Zână mătușică Jo! Bună treabă, Jo, a spus mami Zână, cu toate că nu părea foarte încântată. Cu drag, a răspuns Zâna mătușică Jo. Ela, ia hai să vedem acum dacă putem găsi o vrajă pentru picioarele astea sprintene ale tale, ca să te facă să alegi frumos și iute. Mi-a plăcut ideea de vrajă pentru picioare sprintene. Da, vreau, am zis, dar mami Zână s-a pus în fața mea înainte ca Zâna mătușică Jo să poată să-și îndrepte baghetofonul către mine. Nu, a zis ea, asta ar însemna să trișezi. În familia asta nu se trișează, nu-i așa, Ela? Știam că mami Zână are dreptate, nu e bine să trișez, dar îmi doream tare, tare o vrajă pentru picioare sprintene. Așa aș putea chiar să câștig o probă. Nu o să fac decât o vrajă mică, i-a zis Zâna mătușică Jo lui mami Zână. Nu vrei să câștige Ela toate probele? Nu trișând, a răspuns mami Zână. Uite, am zis, Zoe se întoarce, o să te vad. Brusc, mami Zână și Zâna mătușică Jo s-au ascuns după un tufiș. Zoe s-a oprit când a ajuns la noi în grădină, s-a zgâit la tufiș și a mijit ochii. Ce-a fost asta? E cineva ascuns acolo? Nu, am zis imediat, nimic, poate vreo veveriță. Oh, a exclamat Zoe, uitându-se încă o dată spre tufiș. Apoi s-a depărtat. Bine atunci, ne vedem la competiția sportivă, Ela. Nu, n-o să te văd. Pentru că eu o să fiu printre primii din cursă și tu o să fii printre ultimii. O să pierzi toate probele. A scos limba la mine și a plecat. Eram prea nervoasă ca să-i răspund. Când a ieșit din tufiș, Zâna mătușică Jo era tare furioasă. Ce fetiță îngrozitoare, a zis ea. Ela, aș vrea să pot face vraja care să-ți facă picioarele sprintene. Ai scânteia și ai zbârnăit ca o rachetă.
Mami Zână, te rog! Pot să scânteie și să zbârni ca o rachetă? Doar la o singură probă. Nu, a zis ea, uitându-se urât la Zâna, mătușică Jo. Trebuie să-mi promis că nu o să-i faci nicio vrajă Elei ca să o ajuți să câștige. Bine, a spus Zâna, mătușică Jo. Nici măcar una mică, a zis mami Zână. Promit, a spus Zâna, mătușică Jo. Nici măcar una mică. Dar când mami Zână nu se uita, Zâna, mătușică Jo mi-a făcut cu ochiul. Competiția sportivă avea loc pe un câmp întins din spatele școlii. Bine ați venit la competiția sportivă, a zis domnișoara Amy. Să-i dăm drumul. Părinții stăteau pe margine, privind întrecerii. Prima probă a fost cea de alergare și toți cei din clasa mea erau aliniați la start. Mama a plecat și ne-am întins picioarele, dar nu păreau scânteietoare și zbârneitoare, păreau normale și atât. Sâna mătușică Jo nu făcuse nicio vrajă până la urmă. Trebuie să fi urmat sfatul lui mami. Am fost puțin dezamăgită de asta. Pe locuri fiți gata, start! A strigat domnișoara Amy și am luat-o cu toții la fugă. Alergam cât de repede puteam și m-am uitat în jur să văd pe unde sunt ceilalți. Nu-mi venea să cred. Alergau cu toții încet. Foarte, foarte încet, până și Zoe. Arătau ca într-o scenă filmată cu încetinitorul. Haide, Zoe, striga mama ei, mai repede! Încerc, a urlat Zoe, parcă nu mi se mișcă picioarele. Zoe și toți ceilalți copii care participau la cursă alergau ca în reluare. Îmi păreau atât de caragioși și m-a făcut mirâsul uitându-mă la ei. Ela, a strigat Zâna, mătușică Jo, aleargă! Am alergat până la linia de finish fără niciun ajutor. Am câștigat cursa. Toți ceilalți erau la kilometri în spate. Bravo, Ela, a zis Tom când trecea și el linia de finish. Gâfâia și era roșu ca racul. Îmi simt picioarele ciudat. Am încercat, am tot încercat, dar n-am reușit să alerg mai repede. Ce fată isteață, a zis mătușica Jo și m-a îmbrățișat tare tare. O să primești medalia de aur. Zoe era nervoasă. Cum de-ai câștigat? Nu e corect, eu sunt cea mai bună la alergat. Felicitări, Ela, a zis mami Zână, care i-arunca mătușicii Jo o privire înfruntată. Mă întreb, ce s-o fi întâmplat cu ceilalți? Nu am nici cea mai vagă idee, a zis mătușica Jo. Acum urmează proba de săritură în lungime. Ne-am aliniat cu toți în fața pistei. La capătul ei se afla o platformă cu nisip și acela care sărea cel mai departe câștiga. La antrenamentele din ziua precedentă mi-am izbit fundul atât de tare de nisip că toată lumea râzea. Speram să nu se întâmple la fel și în competiție. Prietena mea, Lenca, era prima la start și se pregătea pentru săritură. A alergat pe platforma cu nisip, hop, țop, dar după aceea a sărit înapoi. A sărit în direcția greșită. Vai, a exclamat domnișoara Amy. Lenca ar fi trebuit să sari înainte. Mă tem că nu poți primi nicio notă. Tom, e rândul tău. Tom a alergat pe platforma cu nisip și apoi a sărit și el în spate. Toată lumea a început să râdă. Nu înțeleg, a spus Tom. Voiam să sar în față, dar picioarele mele au sărit înapoi. Toți ceilalți copii au sărit invers. Toți profesorii strigau, încoace, săriți înainte! Apoi mi-a venit și mie rândul. Am aterizat pe nisip cu zgomot. Mătușica Jo făcea galerie de pe margini. Foarte bine, Ela! A strigat domnișoara Amy. Când nimeni altcineva nu a reușit să sară în direcția bună, tu ești câștigătoarea! Iuhu! A țipat mătușica Jo. Ela e câștigătoarea. Ela mai primește o medalie de aur. Nu m-am simțit atât de bucuroasă pe cât mă așteptam să fiu. Nu mă simțeam ca un câștigător adevărat. Câștigasem doar pentru că toți ceilalți au sărit înapoi. Stai! A strigat mami Zână. Eram uimită că mami devenise Zână de față cu toată lumea. A scuturat din bachetofon și a strigat. Întreruptus! Brusc, toată lumea în afară de mine, de mami Zână și de mătușica Jo, a înțepenit. Toți profesorii și părinții și copiii păreau niște statui. Că mă uitam așa la ei, am început să râd. Tom rămăsese într-un picior. Domnul Wilson, directorul, se scărpina în cap. Zoe avea un deget băgat în nas. Nimeni nu putea să ne vadă sau să ne audă. Mami Zână era foarte furioasă pe mătușica Jo. Ce ai făcut? Ai promis să nu-i faci nicio vrajă Elei. Nu i-am făcut nicio vrajă Elei, a zis mătușica Jo. Le-am făcut o vrajă tuturor celorlalți copii. Prima dată, o vrajă de încetinire, apoi o vrajă de mers înapoi. Nu-i așa că stisteață? Mi-a făcut cu ochiul. Nu, nu ești stisteață, a răspuns mami. Ți-am spus să nu faci nicio vrajă. Eu nu folosesc niciodată magie pentru Ela când vine vorba de școală. Asta pentru că... Mătușica Jo s-a oprit. Ce? A întrebat mami. Pentru că ce? Pentru că nu ești prea pricepută la magie, a zis mătușica Jo.
Mami, căpia, cred că se străduia să nu se înfurie, dar eu eram furioasă. Mami, zână e bună la magie, i-am zis mătușii Gigio. Poate să zboare, poate să devină invizibilă, e cea mai bună mami zână din lume. Îmi pare rău, a zis mătușica Gio. N-am vrut să spun asta. Poate că nu sunt la fel de bună ca tine la magie, a spus mami zână. Poate că nu am niciun trofeu de argint, dar îmi dau toată silința. Și Ela își dă toată silința la sport. Și despre asta e vorba până la urmă în sport. Să-ți dai silința, nu-i așa, Ela? Am încuvințat din cap. Am greșit, a zis ea. N-ar fi trebuit să fac nicio vrajă și n-ar fi trebuit să fiu nepoliticoasă când am vorbit despre puterile tale, a zis mătușica. Îmi pare foarte rău. Apoi mi-a venit o idee. Mi-am amintit de o vrajă pe care o văzusem pe aplicația pentru vrăji de pe baghetofon. Mami zână, putem să luăm de la capăt competiția sportivă. Putem să folosim vraja Reluatus. Când s-a uitat la mine, mami zână avea ochii strălucitori. Ce idee grozavă, zână în devenire. O luăm de la capăt. Competiția sportivă, dar de data asta fără nicio vrajă. În regulă! Mami zână și-a scos baghetofonul, s-a uitat la el, apoi s-a oprit. Vraja Reluatus e foarte complicată. Mi-am dat seama că avea emoții. N-am mai făcut-o niciodată. Sper să iasă cum trebuie. Hai să încercăm împreună, a spus mătușica. A tropăit de 3 ori, a bătut din palme, a scuturat din poponeasă, a spus șerbe de lămâie și s-a transformat în zână, cu aripi argintii și coroană cu diamante și un baghetofon strălucitor. Împreună, mami zână și zâna mătușică au format clic-clic-clac și apoi au strigat Reluatus. Și totul a început să se miște în ei. E ca atunci când iei o scenă dintr-o emisiune la televizor. Puteam să o văd pe Zoia alergând înapoi, pe Lenca mâncând un biscuit invers, apoi l-am văzut pe Tom supându-și nasul înapoi. Asta m-a făcut să râd. Brusc, reluarea s-a oprit. Eram pe câmp la începutul competiției sportive. Bine ați venit la competiția sportivă, a zis domnișoara Emi. Să-i dăm drumul! De data asta, nimeni n-a mai alergat încet. Zoe a câștigat 3 medalii pentru alergare, săritura în lungime și săritura în înălțime, și eu m-am străduit să o aplaud cu putere când a urcat pe scenă să le primească. Zoe e foarte bună la alergat, chiar dacă nu e o fetiță drăguță. Apoi a urmat cursa de alergare în 3 picioare. Eu am făcut echipă cu Tom, iar Lenca cu Zoe. Aveam un picior legat de al celuilalt și trebuia să alergăm în același timp. Atenție, copii, nu vă grăbiți, a zis domnișoara Emil. Trebuie să fiți o echipă. Când a început cursa, Tom și cu mine am început să numărăm. 1, 2, 1, 2. Nu eram prea rapizi, dar alergam în același timp. Am auzit-o pe Zoe strigând spre Lenca. Hai odată, toantă! În clipa următoare, Zoe și Lenca au căzut pe iar. Dar Tom și cu mine nu ne-am uitat înapoi. Nu trebuia să țipăm unul la celălalt, pentru că suntem prieteni, iar prietenii nu țipăm unul la celălalt. Am ținut-o tot așa, până când am trecut linia de sosire. Am câștigat cursa. Domnișoara Amy ne-a dat mie și lui Tom câte o medalie strălucitoare. Mătușica Jo și mami fluturau din ei și ne încurajau și se îmbrățișau. Și eu am fost foarte bucurat. Câștigasem cursa de adevăratele. Bravo Ela, mi-a zis Tom, bravo Tom! Și am început să râdem amândoi. Haideți să vă răsplătim efortul cu câte o înghețată, a zis mami. Vino și tu, Tom. Apoi a apărut și Zoe lângă noi, s-a uitat la mine, mijindu-și ochii albaștri și furioși. Ela, cum te-ai câștigat tu cursa? Nu ești deloc bună la sport. M-am gândit la vrăjile mătușicii Gio. M-am gândit la cum am alergat mai rapid decât toți ceilalți și cum am sărit în direcția bună când toți ceilalți săreau invers. Apoi m-am gândit la cum am câștigat cursa cu Tom, fără niciun pic de magie. Și m-am mai gândit la cum mami zână și zâna mătușică Jo au făcut împreună vraja Reluat. Am câștigat pentru că Tom și cu mine suntem prieteni și am fost o echipă. I-am zis, asta e cea mai bună metodă de a câștiga. Apoi mi-am încheiat medalia mea strălucitoare de aur și am zâmbit. Sfârșit! Pupici!